Bună ziua, Cristalină, dragi suflete, călătoare și căutătoare de adevăr și de comori spirituale. Am pregătit un video, câteva cuvinte despre cine este Ahriman și traducerea unei lecturi a lui Rudolf Steiner, intitulată Decepția Ahriman, tradusă din engleză. Rudolf Steiner ne spune că această lume este sub influența a trei impulsuri principale: impulsul luciferian, impulsul cristic și impulsul ahrimanic. Acum câțiva ani, într-o sesiune de hipnoză spirituală pe care am coordonat-o, am dat peste, în domenii foarte joase, peste o ființă foarte puternică, doamna care intrase în stare de transă, i-a făcut și o descriere fizică, cu barba foarte ascuțită, alungită, un fel de barbișon, o descriere a energiei respective, deci în domenii foarte, foarte joase, iar ea avea niște contracte în acele domenii de foarte mult timp. În acea perioadă nu știam exact, pentru că el nu s-a identificat cu acest nume. De fapt, nici nu l-am întrebat cum îl cheamă. Însă, la un moment dat, am dat peste o fotografie pe internet care se potrivea foarte bine descrierii din sesiune. Și am început să caut. Am dat despre denumirea de Ahriman. Apoi am dat peste Rudolf Steiner, această lectură despre Ahriman. Și am început să studiez, deoarece am avut experiență directă cu această entitate în sesiune. Iar Rudolf Steiner, deci, ne comunică încă din anii 1900 că această lume în care trăim, acest univers, este sub impulsul a trei forțe principale: luciferian, ahrimanic și Crist. El afirmă că energia Crist este energia de mijloc, este calea dreaptă de reconectare, spun eu acum, la sursă, este canalul principal. De o parte și de cealaltă e forța, este impulsul luciferian, impulsul ahrimanic, care nu duc nicăieri. Ești dus pe căi greșite. Iar impulsul cristic ar fi forța care menține în echilibru celelalte două impulsuri, așa zis rele, negative, regresive. Vedeți voi că există mai multe tipuri de universuri. Universul în care noi experimentăm acum este un univers dual, în care întotdeauna va fi menținut un echilibru între negativ și pozitiv, între lumină și între întuneric. Aproximativ 50-50%, mai mult sau mai puțin. Adică oricât am încercat noi să îl transformăm să fie 80-90% pozitiv, nu se poate, pentru că așa este conceput. Noi aici, ca și suflete, avem de învățat menținerea echilibrului, păstrarea echilibrului între aceste două forțe. De fapt, energia Crist pentru mine reprezintă neutralitatea. Dar nu neutralitatea în stare de înghețare a sufletului, de înghețare psihică, mentală. Nu. Dar această stare de maturitate spirituală în care ai învățat, înveți să-ți gestionezi energiile, să recunoști aceste impulsuri în tine însuți, să înveți să le recunoști și să le echilibrezi, astfel încât niciun impuls ahrimanic sau luciferianic să fie în exces. Asta înseamnă gestionarea emoțiilor,
gestionarea comportamentului, gestionarea gândurilor, gestionarea propriei tale ființe, menținerea ei în echilibru. Deci, vizionare plăcută și conștientizare cât mai înaltă. Nu uitați, totul este un proces. În anumite perioade din viața noastră, cu siguranță, am fost sub un impuls mai puternic luciferianic, ahrimanic sau cristic fals. Cum de altfel menționează și Rudolf Steiner despre impulsul cristic fals. În care ești în acel program al sacrificatului doar, ești pe acel statut de victimă, de crucificat, de suferință, de rob și de sclav al unui zeu. Totul este un proces. Sunt etape în evoluția unui suflet și în maturizarea unui suflet. Experimentează conștient. Experimentează responsabil. Informează-te. Citește. Meditează. Astfel încât să-ți dezvolți capacitățile intuitive cât mai mult. Astfel încât să te cunoști tu ca și ființa energetică. Cine ești? Funcționalitatea. Cum funcționează energia în interiorul tău, în mentalul tău, în emoționalul tău, în viața de zi cu zi, observându-te, făcând introspecții tu cu tine. Tu cu tine și pentru tine, pentru nimeni altcineva. Cine este Ahriman? După Rudolf Steiner. Ahriman este spiritul rău în religia iraniană timpurie. Zoroastrismul și Zorvanismul, domnul întunericului și haosului și sursa confuziei, dezamăgirii și luptei umane. Ahriman este o figură semnificativă a mitologiei persane. Rudolf Steiner, însă, a vorbit despre Ahriman ca pe o entitate spirituală reală, vie. Această ființă, a spus el, lucrează pentru a îngloba ferm ființele umane în fizicul lor, încurajând astfel atitudinile plictisitoare, materialiste și un intelect grosier și uscat. Steiner folosește numele Ahriman pentru a descrie o ființă cosmică care reprezintă tot ceea ce este inteligent, intelectual, materialist, rigid și cu multe legi și reguli, dar fără inimă sau valoare pentru uman sau spiritualul din noi. Ahriman este de fapt numit și Satan în literatura religioasă și este un nume folosit de tradițiile mistice mai vechi pentru a descrie aceeași ființă. Steiner avertizează că Ahriman va face apel la dorința noastră de viață veșnică aici pe pământ, pentru succesul material și lucruri materiale. Va face apel la valoarea mare pe care o punem intelectualității și informațiilor. Și va încerca mai ales pentru a ne convinge că nu există o lume spirituală din acolo, dincolo, astfel încât să ne putem concentra asupra vieții, aici și acum, și să profităm la maximum de ea. Tendințele spre expansiune și contracție, pe care Rudolf Steiner le-a numit Lucifer și respectiv Ahriman, sunt ființe non-fizice, cu propriile lor biografii, ființe a căror putere, atunci când este exercitată excesiv în sufletul uman, este capabilă să conducă sufletul fie să se piardă pe sine în fantezia obsedată de sine și autoamăgire, care este impulsul luciferianic, sau
Altfel, în experiența simțurilor, mendacitatea și achizitivitatea materială, impulsul lacrimanic. Sufletul e necesar să găsească un spațiu interior autonom în care să se poată menține într-un act de echilibrare dinamic între aceste două forțe polare. Iar acest lucru poate face în măsura în care formează o relație cu energia cristică, forța cosmică, care poate ține cele două puteri compulsive în frâu și care pot permite individului uman să facă același lucru în psihic. Rudolf Steiner a dezvăluit că în cursul dezvoltării pământești și umane a fost necesar ca toate aceste trei puteri cosmice, Lucifer, Hristos și Ahriman, care influențează acea dezvoltare, să se încarneze în planul fizic folosind trei corpuri umane, individualităților umane. Potrivit lui Steiner, întruparea lui Lucifer a avut loc în Orient, în China, cu aproximativ 3 milenii înainte de Hristos. Apoi a venit propria întruparea lui Hristos în evenimentul Palestinei. Încarnarea lui Ahriman în Occident, în America sau Anglia, este iminentă cândva, pe măsură ce se desfășoară mileniul 3. Astfel, într-o perioadă de 5.000 de ani, 3.000 de ani înainte de Hristos, până aproximativ 2.000 de ani după Hristos, toate cele trei puteri cosmice se vor fi încarnat. Evident, impulsurile spirituale profunde provin din toate cele trei încarnări. În plus, întruparea fizică a lui Hristos se vede că a avut loc atât în timp cât și în spațiu între cele două întrupări. Prin urmare, chiar și pe planul istoriei fizice, Crist deține echilibrul între cele două forțe de constrângere care pot fi numite rele, luciferică și ahrimanică. Pentru a înțelege ce înseamnă ce dorește Steiner să spună prin acești termeni, este necesar să citiți scrierile lui, lecturile lui și, de asemenea, contextul descrierilor sau declarațiilor sale. Un alt lucru pe care îl menționează despre Ahriman este că în vremurile sale, cunoștințele și informațiile adevărate vor fi ușor disponibile în cărți, în diferite locuri, pentru că au oricine să le acceseze, să le citească, să le învețe din ele, dar nimeni nu va dori să se deranjeze sau cei care vor dori să se deranjeze vor fi foarte puțini. Și vedem asta astăzi. Căutăm răspunsurile simple și rapide și cele care apelează la ceea ce credem deja. Există informații false peste tot. Și adevărul este ușor de descoperit, dar nimeni nu vrea să se mai deranjeze. Steiner calculează că este foarte probabil ca această ființă cosmică înaltă Ahriman să se încarneze într-un corp uman în această perioadă și probabil într-o țară occidentală, poate în SUA sau Marea Britanie sau în altă parte. Va fi văzut ca un mare lider, va aduce pace și mari inovații în vindecare și în alte sfere și lumea îl va adora. Totul va fi înșelăciune, trucuri și iluzii. Și dacă oamenii nu reușesc să treacă peste ele, ne vom îndrepta către un viitor tehnocratic și robotic, în care omul și mașina vor fi greu de distins, și multe altele în prelegerile lui Steiner, lucruri foarte interesante. Soluția lui Steiner pentru a evita un dezastru în devenire? Pentru ca oamenii să se trezească și să realizeze că nu sunt doar ființe pământești, ci și ființe cosmice, spirituale, și că suntem guvernați nu doar de legea naturală, ci și de legile cosmice și spirituale. În caz contrar, există amenințarea ca sufletele noastre să devină legate de pământ și viețile noastre să devină mecanizate, mecaniciste. Vom trăi într-o lume de realizări tehnice mărețe, dar arta, sentimentele, dragostea și experiențele spirituale vor fi greu de realizat.
și probabil vor fi persecutate sau suprimate. Unul dintre numeroasele exemple despre cum a fost pregătit acest lucru despre care Steiner vorbește sunt vaxurile. El spune că în viitor, și fac o paranteză, de fapt se întâmplă acum, se vor crea vaxuri care ne vor perturba conexiunea cu lumea spirituală, cu spiritul nostru, făcând mai greu să ne vedem pe noi înșine, ca orice altceva decât ființe perisabile. El a prezis de asemenea epidemia de demență și Alzheimer și a scris că va fi un rezultat direct al forțării copiilor prea devreme, înainte de vârsta de 7 ani, să învețe academice și chestii intelectuale, ceea ce face ca creierul lor să nu se dezvolte corespunzător. Astfel, în viața ulterioară, ducând la probleme de memorie și demență. Și văd, de fapt, toată această conversație despre introducerea de chipuri în oameni, inteligența artificială și roboți sau utilizarea bacteriilor și a formelor vii în computere, de exemplu, ca un semn al acestei fuziuni a omului și a mașinii care a apărut deja. Acum putem vedea când va apărea acest mare lider al lumii și unde. El trebuie să aibă de asemenea o lovitură laterală sau o personalitate însoțitoare, care va fi un mare magician și va face multe miracole în fața lumii. Ne îndreptăm spre vremuri foarte interesante. Te aștept pe canalul meu de YouTube pentru a asculta lectura lui Rudolf Steiner din 1919 despre decepția ahrimanică.